Adrian Mutu și-a dat demisia din funcția de antrenor al echipei CFR Cluj, după ce formația sa a fost umilită de Corvinul Hunedoara, echipă din eșalon inferior. A fost 4-0 pentru hunedoreni, iar eșecul drastic nu a putut fi digerat de Briliant. Încă de la conferința de presă de după meci, Mutu a sugerat că se gândește la o astfel de decizie, iar astăzi a făcut anunțul la fanatic.ro. Mi-am dat demisia de la CFR Cluj, m-am gândit toată noaptea, nu pot să trec peste această umilință. Eu am o altă mentalitate, una de învingător. Demisia mea este de la ora 11 dimineața pe biroul președintelui Cristi Balaj, a declarat Mutu pentru sursa citată.